Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Forza Horizon 4. Suntem aici cu minunăția asta de Audi R7 din 2013. De la spate zici că îi efectiv o navă spațială, să nu mai zic din față. Mașina visurilor oricărui român, cred că, uite-l și pe ăla ce-o trecut pe lângă noi. În fine, deci fiți atenți ce vreau să fac în episodul ăsta. Deci vreau să fac așa, o să băga niște challenge-uri de vară, că e sezonul de vară, și să băgați mașina aia ce vedeți voi acolo, Ford Mustang-ul ăla la 50% completat. Vreau să fac niște misiuni astăzi de aici, ca să mai completăm din ăla, ca să putem la mașina în episodul următor, să vedem și noi cum e, că e mașină exclusivă, ce poți lua numai de aici, știi? Și chiar aș vrea să o fac și pe aia, că arată destul de bine așa, din poză, știi? Și o să începem cu o cursă care e destul de aproape de mine. Nu știu dacă o să facem neapărat cu mașina asta, dar las că vedem noi acum. Uitați-vă și voi cum merge. Și să și ridică spoilerul din spate. Așa iasă frumos. Mașina asta e tot ce vrei. Atâta că nu i-am găsit o culoare ce să-mi placă și mie. Și să o pun pe ea. Am lăsat așa un gri din ăsta foarte simplu. Dar uitați-vă ce frumos e. R7. Ce mașină. Și să o fac și așa. Vai, mamă. Deja asta e cursă de teren, cred. Din câte mai țin eu minte. A, stai că ne bagă cu mașinile pe care ni le dă ei. Ok, hai să dăm drumul la niște curse. Facem așa, în fiecare episod, ca să completăm... Nu dă cu Mercedes-ul ăsta. Ca să completăm, să luăm mașina aia de acolo. Mustang-ul ăla, nu știu cum e, dar din poză arată destul de bine. V-am mai zis o dată. Și hai să facem cursele. În episodul ăsta facem cursa asta și mai este un speed trap. Dacă nu știți ce ăsta, ce ăla un speed trap, efectiv trebuie să prinzi o viteză cât mai mare și să treci printre două, cum ar veni, stâlpuri care să iau viteza, să vadă câtă viteză ai și trebuie să ai cât mai mare ca să termini. Bun, mașini de teren, mai văd aici niște Mercedes-uri. Atâta că știu că ăsta nu mai era atât de rapid. Uitați-vă și voi la... ăla e ăla din Jurassic, dacă știți filmul. Jurassic Park. Numai atât dacă n-are skin-ul pe el de Jurassic. Ok, ca să știți și voi aici, zboți, niciun player. Zboți puși pe nu știu ce dificultate, cred că skill sau ceva genul. Mamă, ce sare aici, pe realitate te-ai face pra mașina. Maca aici nu știu de ce, nu au făcut ei să arate mai realist atunci când obușești sau ceva. Opa, stai că mă bag în fundul ăsta. Uite și pe ăsta, prima dată am crezut că și ăla are mețan ca și mine, dar nu. Măi, nu știu de ce, dar parte de mașina asta, mulți oameni au o părere foarte proastă în realitate. Nu în joc. Zic că e mașină... Nașpa, nu știu de ce, uitați-vă și voi cum arată, adică... N-arată atât de rău. Chiar deloc. Arată destul de bine, mi-e place cel puțin, dar... M-am uitat și pe YouTube și erau mulți... Bine, oameni care își o permite. Care ziceau că nu merită. Gen, e mașină de oraș, dar numai atâta. Să ieși în oraș cu ea. La ce străbă altceva, știi? Bine, poate se refereau că nu poate fi mașină de lucru sau... De ieșit pe teren cu ea, cum fac eu acum. Pe aici, pe câmpii, ăia nici măcar nu o să mă ajungă. Deși credeam că o să meargă destul de greu mașina asta. Uite-te că s-a dovedit că nu e așa. Și că merge destul de repede. Mamă, ce sărituri aici. Dar în Forza... Bine, am încercat, acum ziceți, bă, Swift, ce faci, tu încerci să omori animalele? Deci, fii atent, eu de foarte multe ori am încercat că sunt căprioare, în joc sunt multe tipuri de animale. Și am încercat să mă bag în ele, efectiv, să le calc mașina. Dar nu pot, efectiv, e mai rapid decât mașina. Un prieten de-a meu, Chico, a reușit să fac asta, să se bage într-o căprioară, deși nu prea îl cred eu pe el. De câte ori am încercat cu orice mașină, nici din greșeală n-a reușit. Nu se poate, efectiv, cred că jocul ăsta e animal friendly sau ceva de genul, știi, să nu calci animalele sau ceva. E băgat așa numai de design. Vedeți și voi aici, acum flexez eu în față la băieți. Banii ăștia nu prea au niciun sens, 8000 nici de benzină nu mi-ajung, așa că ce să-i faci? Și cred că tot cu asta să concurăm și la următoarele curse, care cred că îs în apropiere, dacă nu mă înșel. Da, uite aici încă una. La care o să mergem să vedem. Bă, nu mai era atât de rău mașina. Nici interiorul nu e atât de nașpa. Păcat că nu mă pot uita eu mai bine. Și mă enervează de la jocul ăsta că noi suntem undeva în Anglia.
Și e foarte diferit ca la noi, decât la noi. Mai ales când conduci. Uitați-vă și voi cum sunt benzile făcute. Noi mergem pe stânga acum. Și la noi în România se merge pe dreapta. Mai, în toată Europa cam așa îi cred. Numai la ei e mai diferit. Cred că și la americani tot pe dreapta se merge, dar nu sunt foarte sigur și nu bag mâna în foc. Dacă știți voi mai bine, ați acolo în comentarii că poți să bag și PVP. Crește ceva? Nu. Bun. Tot cu asta, pentru că nu avem altă mașină. Acolo băgăm dansul robotului. Ziceți voi că n-arată bine mașina asta. N-ai cum să zici că n-arată bine. N-arată mai bine ca Audi-ul ăla R7 de la începutul videoclipului, dar știi cum e. Ăsta e Jeep. Aia e mașină sport. Bun. Eu vin Bă, stai un pic. Eu am pus pe... Da. Ui pe advance, adică pe cât trebuie să fie ca să fac premiile alea. O, ce-și mai chiar e mașina aia, dar nu-mi dau seama ce e, cred că e Tămerțan. Aia de are deasupra ceva, bagaje. Stai că acum am apropiat de ea și vă zic. De fapt, stai că e întuneric, nu știu. Dacă voi ați văzut mai bine ce era, dați acolo un comentariu că nu vă doare mânuța, ni la iar pe ăsta. Cum a... Pușina lui, vai, ce nasul m-am dus încolo. Bă, dar are niște suspensii. De nu m-a zis cum a făcut acolo în curba aia. Foarte șmechere suspensiile. Aici trebuie o frână mai urâțică. O, ce mare la cu jeepul ăla lui. O, ce tele la... Asta e de ciudată mașina aia de numa. Bun. Aici pierd viteză, cred că m-am băgat în chestiile alea. Da, e nisipul ăsta, bă, pe nisip te duci. Ua, iară sărituri din astea. Bă, și aici ce faci dacă n-ai destul de viteză și cazi în râpa aia? Mamă, puteam să iau pe scurtătură și eu să deștept. Sau asta e scurtătura? Nu, asta era scurtătura, cred, sau aia de jos. Nici nu știu. Vedeți acolo în față că e scris 1 Danciua. El e chiar un prieten de-a meu, am mai făcut videoclipuri cu el. Numai că aici e robot, aici cred că și el a făcut cursa asta. Băi, gata, cursa. A, nu, e colea. Și el a făcut cursa asta. Și îl bagă și pe el. Cred că cu mașina cu care au terminat cursa. Mano, uite, mă, mai rândul meu să termin, ai terminat odată. Nu ți-e de ajuns. Unde l-ai bă? Bă, ești nebun că nu se lasă. Uitați-vă aici cum face mașina. Vai, ce-mi place. Și-aș vrea o mașină de asta, un Jeep din ăsta mare. Chiar mai mare. Ca un Hammer din ăla. Vai, vai, vai. Ok. Aici are pe nisip. Mai avem încă două leapuri. No, aici, în curba asta e cea mai nașpa. Uite-te cât de scufundat ăla nisip. Fac, am luat și scaunele pe sus. Aici, hai să încercăm să luăm scurtătura aia ce am luat-o și aia acolo. Aici mă duc la stânga. În loc să mă duc la dreapta. Hai, vedem. Mă să nu fac o prostie. Să fac accident. Ba nu, chiar e o scurtătură aici. Că le tai față. Că ea până urc acolo sus și... Mamă, bă, ce nasul am luat-o. Până urc acolo sus și după aia și sar de acolo, cred că durează ceva mai mult și ai câteva secunde în plus. Chiar dacă ăsta să ține în spatele meu bine, adică Danțu. Hai, frate, să te văd. Bun, mi-e plac foarte tare jocuri astea cu mașini. Nu știu, de când eram mic, mă jucam și Need for Speed, mă jucam... Ce mai este jocuri cu mașini, nici nu mai știu. Forza mi-a luat așa că mi-a plăcut cum făcea Max episoade, mi-ar plăcea cum arată mai ales. Ci că jocul ăla The Crew 2 e mai bine făcut ca ăsta de... Nu, dar nu-mi place așa tare. Parcă Forza e Forza, știi? Nu e același lucru. Sau Need for Speed Unlimited sau cum se numea, ăla iară chiar e mai bun. Și la cum se aude mașina, dar și cum o conduci și așa, e altă senzație. Nu, poate o avut mai mare buget, eu știu. Nici nu mă interesează. Hai, o luăm iar pe aici să mai sărim o dată, că totuși e mai frumos așa să sărim decât să merem drept. Uite, ăla la scurtătura, numai că boță ăștia sunt așa de idioți încât se bagă în stâlpul ăla de acolo din tunelul ăla. Hai că e ultimul lap, ăla s-a blocat. Ba nu, uite că vine. Sau e altul. În fine, nici nu contează, pentru că cursa e câștigată. Dăm aici de flex un drift din asta așa, uitați-vă și pe mine acolo, chinezul. Bă, n-am găsit altul să zic că să arate mai bine. Mi-a rămas tot Thrasher numele.
Nu vă luați de mine acum că bă, tu ești Swift și ți-ai lăsat trash-ul. Nu mai poți să-l schimbi, asta este. Aici rămânem așa. Da, dăm aici like, că suntem băieți de treabă și dăm like la tot ce prindem. Bun, și mai avem o cursă de făcut tot aici la chestiile astea de teren. Dar nu știu unde, doar nu o văd. E o cursă cu alb, uite aici. Bun. Ca să facem, cum ar veni, cred că facem vreo 15% din mașina aia. Pentru că aia la 80% durează prea mult și n-am chef ce să o fac. Și nici nu așa de faină, să zic, să o iau. Așa că mă duc acolo foarte repede. Să facem ultima cursă. După a facem speed trap-ul ăla. Nebun cu RS-ul vreau, cu RS7-le vreau să fac. Să vedeți acolo ce băgăm cu RS-ul 300 la oră. Mam. Deci hai că ne vedem la cursă. Recalculating route. In 100 meters, turn left. După nici 20 de secunde de condus prin vegetație, am ajuns la următoarea cursă. Puteam nici să nu tai pe filmare chestia asta, că oricum a fost destul de scurtă, 20 de secunde maxim. Na, nici n-am avut nevoie. Bă, dar acum toată mi apar niște notificări că mi se gata Windows-ul și mi-apar niște notificări pe ecran cu chestia că mi se gata Windows-ul. Bă, dar mi-apare, cred că îmi dau spam aia de la Windows, mâncați. Și eu, bun, îți dă o dată, ai înțeles? Și dar nu dăm fiecare zi, îți dă de efectiv pe sat, te joci și cum să zic, îți pune pauză la joc. Până dai acolo close. Mama, acolo era o scutătură, n-am văzut-o. Bun, și aici avem lap-uri. Și acum trebuie să-l activez iar Windows-ul. Știu că sar de la un subiect la altul, dar ce se fac? Astea am venit în cap. Bun, hai să sărim. Să vedem dacă e scurtătură sau sal. Salatinho. Deci văd că, uite, și Darusel-ul ăla e un prieten de-a meu. What? S-a bucuit? N-am dat în absolut nimic acolo. Hai că sar mai încoace. Fete, dacă se bucuia seara, bun. Nu era corect. Fete, n-am dat în nimica, mă oprește. Ok, aici văd că e ceva mai periculos, dar am norocul ăsta că mă bag în el. Ăsta are aceeași mașină ca și mine. Abia aștept să vină vara, exact ca în Forza. Mi-e dor de zilele de vară pe care le petreceam pe afară. Mamă, bag și rimedii la nebune, aici să nu fac accident. Bine, am noroc cu rewind-ul ăla. Da, fiți atenți, am un prieten, vai că am vrut să mă duc acolo, am un prieten care... cu care mă jucam eu Forza, dar nu mai vreau să joace cu mine pe multiplayer. Dar fiți atenți, zice eu, să vă dau acum motivul. Pentru că el spunea că nu se poate juca multiplayer pentru că nu există opțiunea de rewind. Și eu eram ceva gen, un șofer adevărat nu are nevoie de a doua șansă. Știți, i-am băgat o vorbă de aia de, cum să zic, de filozof grec. I-am băgat așa pe grip. Bine, nu el cel mai bun la curse de astea de mașini. Nici eu nu știu cel mai bun, dar măcar, știi cum, mă descurc așa cum îți... Wow, ăla nu... Ai văzut ce-i spate era ăla? Că efectiv numai acum a venit... Aș vrea să mă duc pe acolo, nu? Dă-i pace. Bă, dar n-am apucat acolo, în curba aia prea mare viteză, nici nu mai apuc. Oricum nu contează, pentru că și cursa asta e câștigată cu un succes enorm. Ăia din spate vin, dar degeaba. Nu o să mă duc pe sus pentru că mi-e frică să nu mă buguiez din nou. Și încă o cursă câștigată. Uite pe ăla, bă, era să mă bag în el, mâncă. Bun. Încă o cursă câștigată, easy peasy, lemon squeezy. Cu boțul n-ai cum să pierzi, numai dacă dai, cred că, pe ultimul rang din ăla de greutate sau ceva de genul. Pentru că nu pot să-mi imaginez cum ai putea pierde aici. Pe minimul, pe economie, ca să treci mai departe. Bun, am completat și acum ne dă o chestie, pentru că am completat chestia asta. Bun. Fuck. Bun.
Oh, ne dă un hammer, despre ce era vorba? Numai nu fi că merge el nu știu ce de rapid, dar măcar mi-a dat un hammer, știi? Bun, hai că am înțeles. Banii ăștia nu contează absolut deloc pentru mine. Și aici au load din screen. Îmi place foarte mult că n-are load din screen-uri lungi. Stai să schimb mașina, bun. N-are load din screen-uri lungi, ceea ce jos pălăria. Hai, luăm RS-ul de la începutul videoului. Că dacă avea... Deci gândiți-vă, mă, Forza Horizon cu load din screen-uri de GTA 5. Erai... Fai de cap meu. Ce-am făcut să am așa soartă? Bun, și ghiși ce? Ăsta e fix aici. Dar mă mai zic ceva. Noi avem opțiunea de fast travel. Uite aici, pac. Yes. Aș fi vrut să-mi iau și ăsta cu Lego, dar am renunțat. Că era destul de scump, 30 de euro pe chestia asta cu... Ai, băi, fiți atenți cu ce e aici, voi vedeți. Stai să mă uit în spate mai drept. Cu RS-ul nu știu dacă o facem ceva pe aici. Că efectiv, uitați-vă și voi ce e. E drum din ăsta de țar. Așa ca la mine la țară, când eram eu mic copil. Bun, hai să întoarcem. Ar fi și păcat de el. Bă, să te duci în realitate pe aici cu el. Mamă, păi aș plânge eu pentru ăla. Bun, hai să vedem dacă scoatem ceva viteză. Ok, avem 200. Ia, îți scuze dacă am făcut speed trap. A, deci ne mai trebuie 18 km. Nu-i problemă, ne luăm din partea asta altă. Dacă noi aveam vreo 210 la oră. Așa că asta înseamnă un pic mai mult. Trebuie 220. Nu-i greu să scot. Mamă, deja uite de ce profit e. Deja că ar vedea, doream pop-up videoclipul ăsta. Ar ce către mine că, bă, băiatule, bă, ce faci, bă, cu mașina asta? Bași jos. Ia. Mult mai mult acum. Clar am făcut-o, n-are cum. Completed. Oh, și avem și un super wheel spin pe care o să-l deschidem tot acum. Și acum câte ani mai dă un super wheel spin? Sau ce cred? Da, nu, wheel spin normal. Și ai cu lucru. Bun, hai deschidem prima dată wheel spin-ul. Pentru că ăsta nu-i nu știu ce de spectaculos. Vedeți și voi. Haide. Bun, o mașină epică. Pentru că eu culoarea mov o văd ca și epică. Așa că la super wheel spin. Aici e marea surpriză. Aici a pus câștiga niște chestii super tari. A, era un Forza Edition. Cum spuneam, puteai să câștigi chestii super tari pe care eu nu le-am câștigat. Dar vreau să văd ce mașină ne-o dat nouă, știi? Că, bun, eu atâta am noroc că m-am uitat peste aproape toate mașinile pe care le aveam și scria new. Dar nu cred că asta mi-o dat-o. Nu cred că asta. N-are cum să-mi de... Cred că mi-o dat ceva mai șmecher, așa. O, ori ăsta. Că ăsta nu ți-mi minte să-l fi avut. Sau ăstea. Că am dat pe toate ce era new, știi? Sau ăstea era. Poate Hammer-ul ăsta l-am câștigat mai înainte. Mașini legendare. Ok. Dar nu văd ceva ce... Nu am mai văzut ceva necunoscut. Oare Nissan-ul ăsta, dar nu cred. Nu văd. No, în fine, dacă... Nici nu știu la ce mașină să mă știți. Habar n-am. No, băieți, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe. Eu am fost Swift și până la următorul episod. Pa, pa!